Robotul Nao Frank, adus la Universitatea Tehnică din Moldova acum 2 ani, are o nouă prietenă. Este vorba despre Eva, cel de-al doilea Nao, care va fi implicat în diferite activități. Aceasta va crește interesul domnișoarelor față de știință și tehnologie, devenind ambasadoarea a egalității de gen. Frank și Eva au fost programați să danseze împreună de elevele care au participat la tabăra de vară STEM, organizată în cadrul programului Girls Kuwait. Iraida Creangă, o liceeană din satul Sălcuța, raionul Căușeni, participă cu entuziasm pentru al doilea an la tabăra de vară STEM. După studiile de la liceu, dorește să se aprofundeze în domeniul tehnologiilor informaționale la universitate de la noi sau din România. Am învățat cum să îi programăm, da? Să danseze, să vorbească, să facă diverse mișcări, să urmărească un lucru, să cunoască un obiect. Veronica Mocanu a fost motivată să participe la această tabără deoarece era interesată dacă roboții Frank și Eva se aseamănă cu cei din filme. Acest robot are foarte multe funcții, are și senzori, are și diferite aplicații, chestii, care e foarte performant și foarte util, și de exemplu foarte simplu în utilizare. La specialitatea nou lansată, robotică și mecatronică, studiază puține studente, însă conducerea universității speră că după aceste tabere de vară vor aplica mai multe fete. În proaspăta grupului de robotică avem câteva fete, nu mai puține decât băieți, dar ne așteptăm la anul, de acum la următoarea admitere, să fie un număr mai mare. Cea care a susținut programul Girls Go IT spune că echipamentul performant este important, dar nu suficient pentru a încuraja tinerele să-și urmeze vocația și să se afirme în domeniul tehnologiilor. Este nevoie de multă voință, de un efort continuu și coordonare care să vină dintre diferite instituții, instituții de învățământ, companii din domeniul IT, societate civilă. Studenții de la Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, pasionați de robotică, au fost ajutați de robotul Nao Frank la activitățile de cercetare. La teza de licență am făcut alt dans, care nu s-a arătat aici, adică am dezvoltat leac mișcarea, am făcut să meargă, să ocolească singur obstacolele. De teza de master, da, să încerc să fac să vorbească limba română. Precizăm că în această vară robotul Nao a fost adus în Republica Moldova și a reușit să fie implicat în cea de-a treia ediție a taberei de vară STEM, organizată în cadrul programului Girls Go IT. 65 de fete din diferite regiuni ale Republicii au învățat cum se face robotică, programarea web și imprimarea 3D. Nao este cel mai important robot umanoid folosit în cercetare și educație la nivel mondial. În numeroase școli din străinătate, cu ajutorul lui sunt predate știința, tehnologia, ingineria și matematica la toate nivelurile. La fel, acest tip de robot este folosit și în școlile speciale pentru copiii care suferă de autism. Hello.